Pentru cineva care vrea să-și facă un magazin online și la început de drum are un buget, nu știu dacă neapărat rezonabil, dar. Greu de spus cât e rezonabil și cât și e. Și asta e adevărat. Da. Um, e mai ușor să pornească în București sau în țară? Bă, fie că ne place sau nu, e mai ușor în București. Da, adică fie că ne place sau nu în ideea de, domne, și Clujul este deja pe hartă evoluând, și Timișoara, și Constanța, nu, nu spun că sunt orașe nesemnificative, doamne ferește. Dar, și chiar chiar contribuie la piața de e-commerce. Dar de o cam dată Bucureștiul e fruncea, cum s-a spune. Adică în București se întâmplă se întâmplă businessul cel mai puternic. Și este mai la îndemână și din punct de vedere logistic și din punct, pentru că aici deja sunt toate companiile de curierat, toate companiile de care ai nevoie, nu știu, pentru Edwards, pentru uh, Analytics, consultanți uh, whatever, da, îi, îi găsești mult mai la îndemână. În București. În general, oamenii vor să le ajungă produsele cât mai repede și atunci își caută uh, magazine în proximitatea lor. Dacă sunt din satul mare, mi-ar conveni. Deci, dacă chiar locuiesc în satul mare, spun da, ok, perfect, îl și cunosc probabil, Știi, adică știu cine e magazinul X, uh, atunci da, e, e o chestie ok. Dar, în principiu, majoritatea cumpărătorilor online sunt din București și aleg magazinele care au sediul în București. Dacă au și un showroom, cu atât mai bine. Pentru că sunt mulți care spun: vin eu și îmi ridic produsul direct de la voi. Cât de departe crezi că un antreprenor ar putea să intre pe o nișă? De exemplu, nu știu, e mult mai comod să vorbim despre nișa de electro-IT. Uh, vedem uh, magazine dedicate pe audio uh, sau magazine dedicate pe gadget-uri micuțe. Uh -huh. Wearables and stuff. Exact. Uh -huh. Ce șanse crezi că au ele să crească comparativ cu cele mari care deja există pe piață? Au șansă. Deci, dacă, de exemplu, intri în segmentul ăsta de ITNC, care, așa cum am spus, este destul de aglomerat, dar dacă te focusezi pe ceva, adică dacă îți găsești, îți găsești nișa din nișă, cum s-ar spune, ai șanse reale să ai succes. Există magazine online de succes pe acest segment care vând, de exemplu, aparatură foto-video profesională și care au comenzi de sute de milioane, o comandă de sute de milioane de lei, da? dar care s-au axat tot pe chestiuni de genul uh, nișă și consultanță. În sensul de uh, cel care are banii necesari să-și ia un sistem audio premium pentru uh, casa lui de la nu știu unde. Uh, în momentul respectiv el are nevoie de uh, sfaturi avizate, ce să-mi aleg, Uite, asta e încăperea mea, am nevoie de, nu știu, ceva care să facă față la 100 de metri pătrați, etc. Deci, există soluții pentru magazinele care își caută nișa nișei și pot să crească foarte bine pe domeniul lor. Ai spus de consultanță. Ce faci în momentul în care nu ai o prezență offline? A, consultanța pe care o poți da face-to-face. Uh, -face. Păi, indicat este să ai o prezență și offline. Uh, indicat este în momentul de față să mergi pe ideea de omnichannel, adică să mergi pe toate canalele posibile și să ai și parte de online și parte de offline. Uh, poți să compensezi prin, habar n-am, un call center, prin nu știu, pe, pe mail e un pic mai impersonal când cineva vrea să te întrebe ceva. E mai bine măcar să te sune. Deci poți să compensezi în felul ăsta. Poți să soliciți niște informații de bază pe e-mail, adică să spui ok, dați-ne, spuneți-ne ce, ne ce vă interesează anume și echipa noastră de consultant se ocupă și apoi vorbești la telefon. Cât de mult crezi că ajută rețelele sociale în sensul ăsta? Adică vorbim acum de Facebook, Twitter-ul mai mai puțin folosit în România, dar tot mai... twitter nu e atât de, atât de, folosit pe zona de comerț online, adică magazinele online nu știu dacă vând pe Twitter, dar dacă vând în rețele sociale de tip Facebook, vând. Diferă de la caz la altul. De exemplu, fashion se vinde bine pe Facebook. ITNC-ul mai puțin. Dar, de exemplu, dacă ai un magazin de electro-IT, poți să găsești altceva care să funcționeze pe Facebook, respectiv, să zicem, încurajarea abonării la newsletter. Și asta funcționează pe Facebook pentru magazinele electro-IT. Dar sunt segmente de piață care vând mai bine pe Facebook. Important este să fii prezent în rețelele sociale, important este să scrii constant, să nu faci cum am mai văzut la alte magazine, doar chestiuni de genul astăzi avem promoție la reduceri de preț, bla bla. În continuu doar chestiunea asta. Nu. A sta pe Facebook înseamnă să și comunici cu oamenii, adică să angrenezi comunitatea.